Salutare! Eu sunt Cristian, profesorul de teorie de la școala auto. Astăzi îmi propun să discutăm despre circulația în intersecții și anume să rezolvăm chestionarul de la această temă, deoarece foarte mulți elevi comit erori la această temă. Mai întâi vreau să vă prezint cum se analizează corect o intersecție. Haideți să începem! Așa, mai întâi vom începe cu intersecțiile cu circulație dirijată, respectiv tema 4.5 sub tema A. Primul va traversa intersecția. Aici avem o intersecție cu circulație dirijată de semnalele semafoarelor, deoarece nu avem prezent agentul de circulație în intersecție. Ne conducem doar după semafoare. Nu mai luăm în considerare indicatoarele de prioritate. Vreau să fac aici o precizare foarte importantă, pentru că foarte mulți elevi comit erori la aceste tipuri de întrebări. Atunci când avem semafoare care funcționează în regim obișnuit, indicatoarele de prioritate nu se iau în considerare. Indicatoarele de prioritate se iau în considerare doar atunci când semafoarele nu funcționează sau funcționează în regim galben intermitent sau, în general, semafoarele nu sunt instalate la această intersecție. Deci, haideți să analizăm prima întrebare de la această temă. Primul va traversa intersecția, conducătorul autoturismului sau conducătorul microbuzului. Deoarece este semnalul roșu la semaforul de bază pentru microbuz, conducătorul microbuzului se deplasează în direcția săgeții aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, el este obligat să cedeze trecerea autoturismului. Respectiv, primul va traversa intersecția autoturismul. Așa, a doua întrebare, conducătorul autoturismului albastru. 1. Va traversa intersecția primul, deoarece se apropie de autoturismul verde din dreapta. Așa, nu este corectă această variantă. Va ceda trecerea autoturismului verde, care se deplasează pe drumul cu prioritate. La fel, nu este corectă această variantă de răspuns, deoarece avem semafoare care funcționează și am zis că indicatoarele de prioritate nu se iau în considerare. Așa, 3. Va ceda trecerea autoturismului verde, întrucât autoturismul albastru se deplasează în direcția săgeții, aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul roșu. Deci, aceasta este varianta corectă de răspuns. Deoarece semafoarele funcționează în regim obișnuit și conducătorul autoturismului albastru se deplasează în direcția săgeții, aplicate într-un semnal suplimentar, dar concomitent cu semnalul roșu de bază. Regulamentul ne spune expres că, în așa caz, conducătorul de vehicul poate să se deplaseze în direcția săgeții, aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, dar este obligat să cedeze trecerea vehiculilor și pietonilor care se deplasează la semnalul verde. A treia întrebare, având intenția de a vira la stânga, trebuie să traversați intersecția primul, cedați trecerea numai autocamionului la care este conectat dispozitivul cu lumină giratorie de culoare portocalie, cedați trecerea numai autoturismului ce vine din sens opus și se deplasează înainte. Deoarece avem o intersecție cu circulație dirijată de semnale semafoarelor, ne conducem doar după semafoare. Respectiv, la noi este afișat semnalul verde și pentru vehiculul ce vine din sens opus, la fel este afișat semnalul verde. De aceea, conform regulii din regulament, conducătorul de vehicul care se deplasează la semnalul verde și vrea să vireze la stânga sau să efectueze manevra de întoarcere, este obligat să cedeze trecerea vehiculilor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. Respectiv, noi dorim să virăm la stânga, iar conducătorul vehiculului din sens opus se deplasează înainte. Noi suntem obligați să-i cedăm trecerea doar conducătorului autoturismului ce vine din sens opus. Ca să cunoașteți, lumina giratorie de culoare portocalie niciodată nu acordă prioritate în trafic. Această lumină se folosește doar pentru atenționarea sau avertizarea altor participanți la trafic despre un pericol iminent. A patra întrebare, conducătorul microbuzului trebuie să traverseze intersecția primul, să cedeze trecerea numai autocamionului, cedeze trecerea numai automobilului cu regim prioritar de circulație, cedeze trecerea ambelor vehicule. Deoarece avem o intersecție cu circulație dirijată, iarăși de semnalele semafoarelor, indicatoarele de prioritate nu se iau în considerare, dar de intersecție se apropie un vehicul cu regim de circulație prioritară la care este pusă în funcțiune și lumina giratorie de culoare albastră sau de tip fulger și semnalul sonor special. Deci, acest vehicul va traversa primul intersecția, chiar dacă la acest vehicul este semnalul roșu la semafor. După care, rămân două vehicule, microbuzul și autocamionul. La aceste vehicule este afișat semnalul verde la semafor. Deoarece microbuzul execută manevra de întoarcere sau virează la stânga, el este obligat să cedeze trecerea, după cum am mai spus, vehiculelor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. Microbuzul virând la stânga sau executând manevra de întoarcere, trebuie să cedeze trecerea camionului care vine din sens opus. Respectiv, conducătorul microbuzului este obligat să cedeze trecerea ambelor vehicule. Foarte mulți elevi greșesc la această întrebare și răspund că ar fi corectă varianta de răspuns că microbuzul trebuie să cedeze trecerea doar vehiculului cu regim de circulație prioritară. De ce? Ca și cum microbuzul s-ar afla pe drumul cu prioritate, ceea ce nu este corect. Am zis că atunci când funcționează semafoarele în regim obișnuit, nu se iau în considerare indicatoarele de prioritate și respectiv nu putem considera că cineva se află pe un drum cu prioritate. Încă o dată vreau să accentuez, indicatoarele de prioritate se iau în considerare doar atunci când semafoarele nu funcționează sau funcționează în regim galben intermitent sau nici nu sunt instalate la această intersecție. A cincea întrebare. Care dintre vehiculele ajunse la intersecția din imagine pot să continue deplasarea? Deoarece este afișat semnalul roșu la semafor pentru toate vehiculele, deplasarea este interzisă tuturor vehiculelor, respectiv este corectă a patra variantă de răspuns. Întrebarea cu numărul 6, având intenția de a efectua manevra de întoarcere, o să... Deoarece este afișat semnalul verde la semafor, semnalul verde de bază pentru noi, dar totodată, noi ne deplasăm în direcția indicată de săgeată, care este aplicată într-un semnal suplimentar al semaforului, și săgeata ne indică direcția spre stânga. Respectiv, noi putem să virăm la stânga sau să efectuăm manevra de întoarcere, având prioritate deplină în raport cu pietonii și cu celelalte vehicule care se deplasează din alte direcții, deoarece săgeata este conectată concomitent cu semnalul verde de bază la semafor. Chiar dacă la conducătorul autoturismului roșu este conectată această săgeată, din semnalul suplimentar, dar spre dreapta, este această săgeată conectată concomitent cu semnalul roșu de bază, ceea ce ne spune că conducătorul autoturismului roșu este obligat să ne cedeze nouă trecerea. Deci, la această întrebare, varianta corectă de răspuns va fi varianta cu numărul 3. Efectuați manevra fără a întrerupe deplasarea, întrucât conducătorul autoturismului roșu trebuie să vă cedeze trecerea. Întrebarea cu numărul 7. Vehiculele vor traversa intersecția în ordinea următoare. Avem două tramvaie ajunse la intersecție și este afișat semnalul verde. Respectiv, tramvaiele 1 și 2 vor traversa intersecția concomitent, deoarece traiectoriile lor de deplasare nu se intersectează sau, cu alte cuvinte, nu se încurcă între ele și, respectiv, se vor deplasa concomitent. Iar conducătorul autoturismului albastru este obligat să cedeze trecerea tramvaiului numărul 1, deoarece au condiții egale de deplasare, iar în condiții egale de deplasare, tramvaiul are prioritate de trecere. Când avem condiții egale de deplasare? De exemplu, când doi conducători de vehicule întâlnesc același semnal al agentului de circulație. Sau când doi conducători de vehicule între ei se intersectează și întâlnesc semnalul verde la semafor. O altă situație de condiții egale de deplasare este atunci când doi conducători de vehicule se află pe drumul cu prioritate sau când doi conducători de vehicule se află pe drumul fără prioritate. Și o ultimă situație este atunci când toți conducătorii de vehicule au condiții egale de deplasare, când se află într-o intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă. Ce înseamnă o intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă? O intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă este atunci când se intersectează două sau mai multe drumuri modernizate. Drumurile modernizate pot fi asfaltate, cimentate sau betonate, este același lucru, sau respectiv pot fi drumurile pavate, ca drumuri modernizate. Un alt tip de intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă, atunci când două sau mai multe drumuri împietruite se intersectează între ele. O altă situație de intersecție de semnificație echivalentă, atunci când un drum modernizat se intersectează cu un drum împietruit. Și o ultimă situație este atunci când două sau mai multe drumuri rudimentare, adică drumuri de țară, se intersectează între ele. Și nu avem prezent agentul de circulație în așa intersecție, nu sunt instalate semafoare și nu sunt instalate indicatoare de prioritate. Respectiv, toți conducătorii de vehicule vor aplica regula obstacolului din dreapta sau regula mâinii drepte. Dacă de această intersecție se apropie un tramvai, tramvaiul va avea prioritate în trecere. Dacă se va apropia un vehicul cu regim de circulație prioritară, respectiv acest vehicul va beneficia de prioritate primordială în raport cu toți conducătorii. Așa, următoarea întrebare, întrebarea cu numărul 8. În ce ordine vor traversa intersecția vehiculele din imagine? Avem o intersecție iarăși cu circulație dirijată de semnalele semafoarelor, Respectiv, tramvaiul cu autoturismul albastru vor traversa primele intersecția, după care autoturismul galben va finaliza manevra de virare la dreapta. Deoarece, conducătorul autoturismului galben are condiții egale de deplasare cu tramvaiul. Următoarea întrebare, întrebarea cu numărul 9. Aflându-vă la volanul autoturismului din imagine și efectuând manevra de virare la dreapta, veți traversa intersecția primul, ceda trecerea autoturismului albastru, ceda trecerea autoturismului roșu, ceda trecerea ambelor autoturisme. Aceasta este varianta corectă de răspuns, varianta cu numărul 4. Avem iarăși o intersecție cu circulație dirijată de semnalele semafoarelor, respectiv noi avem semnalul roșu la semafor. Dar noi virăm la dreapta în direcția săgeții aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului. Noi putem vira la dreapta, dar trebuie să cedăm trecerea ambelor autoturisme care se deplasează la semnalul verde al semaforului. Întrebarea cu numărul 10. Cum trebuie să procedeze conducătorul autoturismului roșu în situația din imagine? După cum vedem, conducătorul autoturismului roșu dorește să se deplaseze înainte, deoarece nu a conectat niciun semnalizator de direcție. Dat fiind faptul că este conectată secțiunea suplimentară a semaforului, respectiv conducătorul autoturismului roșu este obligat să conecteze semnalizatorul de viraj dreapta și să se deplaseze în direcția săgeții din semnalul suplimentar, deoarece creează obstacole pentru autoturismul albastru care la fel vrea să vireze la dreapta și se află în spatele autoturismului roșu pe aceeași bandă. Întrebarea cu numărul 11. Indicați ordinea de traversare a intersecției de către vehiculele din imagine. Vreau să menționez un aspect important. Atunci când întâlnim conjuncția și, indicată la varianta de răspuns, asta înseamnă că vehiculele traversează intersecția concomitent, adică în același timp. Dacă cuvintele sau vehiculele sunt izolate prin virgulă, înseamnă că vehiculele vor traversa intersecția pe rând, adică unul după altul. Așa, prima variantă de răspuns. Microbuzul și autoturismul, adică ambele concomitent, virgulă, tramvaiul, respectiv tramvaiul ultimul. A doua variantă. Tramvaiul și microbuzul, autoturismul. A treia variantă. Microbuzul, tramvaiul, autoturismul. Deoarece la microbuz și la autoturismul roșu este afișat semnalul verde la semafor, aceste vehicule au prioritate și vor traversa primele intersecția concomitent. Respectiv, varianta corectă va fi microbuzul și autoturismul, apoi tramvaiul, adică tramvaiul va traversa ultimul intersecția, deoarece tramvaiul în cazul dat nu are condiții egale de deplasare cu autoturismul și cu microbuzul. Tramvaiul are prioritate în trecere numai în condiții egale de deplasare. Întrebarea cu numărul 12. Vehiculele vor traversa intersecția în ordinea următoare. Fiindcă este afișat semnalul verde la semafor pentru autoturismul galben, autoturismul galben indiscutabil va traversa primul intersecția, după care vor traversa tramvaiul și autoturismul roșu. Deci varianta corectă de răspuns va fi autoturismul galben, tramvaiul concomitent cu autoturismul roșu. Întrebarea cu numărul 13. La care semnal al semaforului plasat pe banda de separare, conducătorul autoturismului poate finaliza manevra? La semnalul roșu, la semnalul galben, la semnalul verde sau la orice semnal. Conform regulamentului circulației rutiere, atunci când conducătorul de vehicul a intrat în intersecție la semnalul verde a semaforului, el poate să finalizeze manevra de traversare a intersecției neluând în considerare semnalele semaforului la ieșirea din intersecție. Însă, în cazul în care la ieșirea din intersecție, fie pe același suport cu semaforul sau în apropiere de semafor, este instalat indicatorul 573, care se numește loc de oprire, sau este aplicat marcajul 112, linia de oprire, sau este aplicat și marcajul și indicatorul loc de oprire, în așa caz, conducătorul de vehicul nu mai poate finaliza manevra de traversare a intersecției la semnalul roșu. De aceea, conducătorul autoturismului alb este obligat să oprească și să aștepte semnalul verde pentru a putea finaliza manevra. Întrebarea cu numărul 14. Autoturismul roșu va traversa intersecția primul sau a doua variantă, al doilea. După cum vedem, autoturismele roșu și albastru se află în condiții egale de deplasare, deoarece ambele autoturisme întâlnesc același semnal al semaforului, respectiv semnalul verde. Fiind condiții egale de deplasare, conducătorul autoturismului roșu, care virează la stânga sau execută manevra de întoarcere, este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. Deci, conducătorul autoturismului roșu va traversa al doilea intersecție. Întrebarea cu numărul 15. Având intenția de a vira la stânga, veți traversa intersecția primul, ceda trecerea numai autoturismului, ceda trecerea numai pietonilor, ceda trecerea autoturismului și pietonilor. Dat fiind faptul că avem o intersecție dirijată de semnalele semaforului și este afișat semnalul verde la semafor, noi putem vira la stânga, dar trebuie să cedem trecerea vehiculului care vine din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta, precum și pietonilor care traversează partea carosabilă pe drumul pe care noi urmează să virăm. Respectiv, varianta corectă va fi varianta cedem trecerea autoturismului și pietonilor. Întrebarea cu numărul 16. Având intenția de a se deplasa înainte, conducătorul autoturismului trebuie. Avem o intersecție cu circulație dirijată de semnalele semafoarelor. Este afișat semnalul verde pentru autoturismul albastru și pentru autocisternă. Dat fiind faptul că de intersecție se apropie un vehicul cu regim de circulație prioritară, indiscutabil, acest vehicul va traversa primul intersecția, deoarece sunt conectate și semnalele luminoase speciale, dar și semnalul sonor special. Așa, după care va traversa al doilea intersecția conducătorului autoturismului, iar conducătorul autocisternei va vira ultimul la stânga, respectiv va trebui să cedeze trecerea ambelor vehicule. Încă o dată țin să menționez faptul că lumina giratorie de culoare portocalie nu acordă prioritate în trafic, dar se folosește pentru atenționarea sau avertizarea altor participanți la trafic despre un pericol iminent. Deci, conducătorul autoturismului albastru, având intenția de a se deplasa înainte, este obligat să cedeze trecerea numai vehiculului cu regim de circulație prioritară. Întrebarea cu numărul 17. Indicați ordinea de traversare a intersecției. Așa, autoturismul galben cu tramvaiul vor traversa primele intersecția, deoarece au verde la semafor și respectiv au prioritate în trecere. După care vor traversa intersecția autoturismele albastru și roșu concomitent. Respectiv, varianta corectă va fi varianta cu numărul 3. Întrebarea cu numărul 18. Conducătorul cărui vehicul are prioritate de trecere. Este afișat semnalul verde la semafor și pentru tramvai și pentru autoturism, deci are prioritate în trecere conducătorul tramvaiului, deoarece, în condiții egale de deplasare, tramvaiul are prioritate. Și, în cazul dat, tramvaiul are condiții egale de deplasare cu autoturismul, deoarece ambele vehicule se deplasează la semnalul verde a semaforului. Întrebarea cu numărul 19. În situația din imagine, la apariția semnalului verde al semaforului, conducătorului autoturismului galben. În cazul dat, chiar dacă este afișat semnalul verde pentru conducătorul autoturismului galben, el este obligat să aștepte până când intersecția se eliberează, respectiv nu poate să înceapă deplasarea. Va ceda trecerea conducătorului autoturismului albastru, deja angajat în traversarea intersecției. Întrebarea cu numărul 20. Troleibuzul va traversa intersecția. Așa, avem o intersecție cu circulație dirijată, este afișat semnalul verde la semafor pentru tramvai și pentru troleibuz, deci tramvaiul având prioritate de trecere în condiții egale de deplasare, tramvaiul indiscutabil va traversa primul intersecția. Troleibuzul va traversa intersecția al doilea. Întrebarea cu numărul 21. Cine este obligat să cedeze trecerea în situația din imagine? Conducătorul autoturismului roșu, care virează la dreapta, are prioritate de trecere în raport cu conducătorul camionului. Deci, conducătorul camionului este obligat să cedeze trecerea, deoarece virează la stânga și trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. Întrebarea cu numărul 22. Indicați ordinea de traversare a intersecției. Este afișat semnalul verde la semafor pentru microbuz și pentru autocisternă. Deci, conducătorul microbuzului cu tramvaiul vor traversa intersecția concomitent, deoarece tramvaiul nu deranjează pe microbuz și nici pe autocisternă. Tramvaiul se deplasează în direcția săgeții, aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului. Deci, microbuzul concomitent cu tramvaiul, apoi autocisterna concomitent cu autoturismul. Autoturismul roșu va traversa intersecția concomitent cu autocisterna, deoarece nu se intersectează traiectoriile lor de deplasare și, în așa situație, vehiculele se pot deplasa concomitent. Dat fiind faptul că tramvaiul se intersectează cu autoturismul roșu, și, în condiții egale de deplasare, tramvaiul are prioritate, tramvaiul va trece înaintea autoturismului roșu. Întrebarea cu numărul 23. Conducătorul cărui vehicul este obligat să cedeze trecerea. Respectiv, în cazul dat, este obligat să cedeze trecerea conducătorul autoturismului, deoarece de intersecție se apropie un vehicul cu regim de circulație prioritară la care este pus în funcțiune lumina giratorie de culoare albastră sau de tip fulger și semnalul sonor special. Întrebarea cu numărul 24. Conducătorul autocamionului este obligat. Conducătorul camionului intenționează să se deplaseze înainte, dar observăm că de intersecție se apropie un vehicul cu regim de circulație prioritară, la care este pusă în funcțiune și lumina giratorie de culoare albastră sau fulger și semnalul sonor special. Deci, acest vehicul cu regim de circulație prioritară va traversa primul intersecția, indiscutabil, după care camionul este obligat să cedeze trecerea doar acestui vehicul cu regim circulație prioritară și, respectiv, va traversa al doilea intersecția. Conducătorul microbuzului care virează la stânga va ceda trecerea ambelor vehicule. Și ultima întrebare, întrebarea cu numărul 25. Primul va traversa intersecția conducătorul motocicletei, deoarece conducătorul autoturismului roșu virează la stânga și cedează trecerea vehiculelor care vin din sens opus și se deplasează înainte sau la dreapta. Aici s-a finalizat subtema A. Urmăriți următorul video pentru a discuta despre subtema B, intersecțiile drumurilor de semnificație echivalentă. Pe curând!